Salutări, prieteni! Rapid ratează pentru al doilea an sferturile de final ale Cupei României, pentru al doilea an consecutiv, practic de când s-a introdus acest sistem cu grupe. Rapidul iese din nou, terminând în spatele Universității Cluj, care câștigă această grupă, una dintre cele mai interesante și cele mai echilibrate, și a CFR-ului. CFR-ul rezistă, face 0-0, e de văzut până la urmă ce se va întâmpla și la CFR. Pentru că, ține minte, Neluțu Varga, imediat după înfrângerea de la Craiova, a anunțat că dacă nu vin 4 victorii consecutive, luând la pachet și acest meci de cupă, se va face revoluție la CFR. Vom discuta despre acest meci, pentru că s-au folosit cele mai bune echipe, urmează CFR-FCSB, întregul context, dar evident preocupă această ratare de către Rapida unui obiectiv pentru al doilea an la rând și de văzut ce se întâmplă cu Bergodi. Pe de altă parte, U Cluj se impune fără probleme în deplasare la Botoșani, ne folosind neapărat cea mai bună formulă, 4-0 câștigă Clujul, în timp ce Alexandria, care avea marea șansă de a da lovitura câștigând în fața Stelei astăzi, pierde cu 3-2 pe teren propriu și în cele din urmă le facilitează celor de la CFR Cluj calificarea mai departe. O altă veste, Coman primește o singură etapă de suspendare, cum probabil era de așteptat, iar Angel Iordănescu îi transmite lui Ianis Hagi că dacă nu joacă în Spania, să rămână acasă la Euro, să nu participe alături de restul tricolorilor la turneul final. I-am alături de mine pe Vasara Pandur și pe Viorel Moldovan, mă bucur că suntem împreună. Salut! Rapidul, aș spune că povestea majoră este ratarea acestui obiectiv, cred că e important. Nu știu de ce am impresia că CFR-ul își propune de ani buni campionatul la început de sezon, indiferent cum ar fi, în timp ce Rapidul are într-un fel mereu cupa sau ar trebui să aibă mereu cupa undeva în vizor. Și vedem anul trecut, da, că au zis că centenarul e acum, centenarul nici acum nu câștigă cupa și practic te trezești într-o situație extrem de delicată în momentul de față, Pandi. Da, vezi, ai impresia că anumite echipe încă n-au înțeles formatul ăsta de cupă. Anul trecut a fost pentru prima dată, a înțeles pe toată lumea, domne, nu ne așteptam la așa ceva, ok, a fost puțin mai complicat. Dar al doilea an te aștepți ca să înțeleagă, nu? Păi Rapidul se duce și joacă cu Steaua în Ghencea și nu se duce cu echipa bună. Nu te duci să bați acolo ca să faci puncte, să faci 6 puncte și vezi tu ce s-a întâmplat în ultima etapă, mai ales că știi că joci cu CFR-ul în ultima etapă, nu. Tu te duci cu echipa de rezerve în mare parte acolo, faci un 0-0 care te costă acum calificarea mai departe. Da. Și cu noroc CFR-ul, pentru că Alexandria joacă acasă, joacă cu Steaua, joacă meciul și îl câștigă, pentru că dacă Alexandria câștiga, făcea 6 puncte Alexandria. Da. Și atunci Alexandria termina pe locul 2, U Cluj și cu Alexandria. U Cluj pe primul loc, Alexandria pe locul 2. Așa merge CFR-ul mai departe. Vio. Da, din păcate Rapid ratează pentru al doilea an consecutiv obiectivul acesta, Cupa României. Cupa României pentru Rapid întotdeauna a însemnat un lucru foarte important. Practic, cel mai rapid loc de punct de a încuna cu succes un sezon. Exact. Îl ratează. În campionat sunt în dificultate, de altfel, de vreo câteva etape bune nu mai reușesc să câștige. Pedalează în gol, au pierdut din turație. Sper să-și regleze cadența și să redescopere gustul victoriei. Și astăzi au avut momente când au încercat, dar fără reușită să destabilizeze adversarii. Nefiind ușor, nefiind ușor. Să înțelegem Rapidul, nefiind normal, nu pornea favorită în meciul ăsta, era un meci de 50-50. Da. Da, deci până la urmă reușește CFR-ul să se califice. I-a ajutat și rezultatul de la Alexandria, Steaua câștigă acolo, 3-2. Deci, da. Crezi că e o problemă pentru Bergodi? O problemă pentru Rapid în momentul de față, că nu funcționează cum trebuie lucrurile. Acum nu știu dacă pentru Bergodi, ce-am mai spus, Sile,
e ceva în ADN-ul Rapidului, aceste fluctuații de exprimare, inconstanța asta mai tot timpul i-a costat. Nu reușesc să mențină cadența, au o perioadă bună, de multe ori câștigă 4-5 meciuri la rând, chiar practicând un fotbal spectaculos, după care vine curba descendentă, iarăși echipa pedalează în gol, pierd meciuri, nu câștigă și în campionat au avut două posibilități să vină acolo, odată pe primul loc și odată să vină pe locul 2. Le-au ratat. Le-au ratat pentru că n-au reușit să câștige. Uite că a venit din spate Craiova, puternic, care a egalat la puncte CFR-ul pe locul 2. Deci, da, moment cu care Rapid ne-a mai obișnuit. Da, miră totuși că o bună parte din meci, până spre final așa, nu aveai senzația că a venit Rapidul să își câștige meciul. Adică era un meci așa, se juca care pe care, dar fără, adică în prima repriză chiar mi s-a părut CFR-ul echipa mai prezentă, mai capabilă, mai aproape de victorie. După aia, adevărat, pe ce trecea timpul și cu accidente și cu tot, dar n-am înțeles abordarea asta din start. Ți s-a părut, Pandi, că Rapidul a început meciul sau a jucat meciul de așa manieră încât să-l câștige? Probabil că da, dar au avut în față și o echipă bună. CFR-ul practic a venit cu echipa și unii bună. Și alții au venit. Și unii și alții au venit, dar CFR-ul echipa bună, Krasniqi poate acolo poți să discuți pentru că a început în partea dreaptă. Au jucat 5. Fundaș dreapta practic în partea cealaltă Camora și cu 3 pe fund cu Mogoș care era central cu Cresti și cu Ilie. N-a fost 4-3-3. Așa, da. A fost Krasniqi, a fost 5, da. Da, Krasniqi a fost aici, după care s-a dus și prin stânga la un moment dat în prima repriză. Dar în rest, echipa bună. Acum Deac joacă deja. Te miră că au folosit echipa bună? Având în vedere că urmează meciul cu FCSB-ul? Nu, pentru că au un avantaj față de FCSB jucând astăzi. Adică FCSB-ul joacă mâine, meciul este la ei acasă, FCSB-ul este pe drum, se duce la Craiova, după care poate vine la București, trebuie să plece la Cluj. Adică avantajul este de partea lor. Nu mă miră, mai ales că am tot vorbit. Cupa e importantă, nu numai că e trofeu. Te duce în Europa League pentru prima dată în ultimii ani, da? Și bă, ăsta ar fi trebuit să fie un obiectiv cam pentru toate echipele. De-aia n-am prea înțeles unele echipe care au pierdut toate meciurile. Parcă rămăseseră în sezonul trecut unele echipe, exact, nu? Exact, exact. Adică am vorbit de farul, da? Inclusiv vrei să spui 0 puncte. Pandi, inclusiv roșu pe care îl ia Coman îți arată că de fapt cupa nu e așa de importantă. Coman, dacă era cupa importantă, n-ar fi ok, în campionat mai am șanse, Pandi. În campionat, indiferent că pierzi meciul ăsta cu CFR Cluj, campionatul e lung. Pierzi mâine la Craiova, tu FCSB poți să părăsești competiția. Da, nici nu știu cu ce echipă se duc ei acolo, pentru că eu vorbesc de un principiu, pentru că e joi, duminică, meciul cu CFR-ul, nu știu dacă vor juca toți titularii. Da, nici eu nu asta cred. Asta spun. Și atunci, dacă nu joacă toți titularii, Coma sigur nu juca da, în cupă. Da. Probabil, nu? Da. Da, asta spun, că bă, totuși cartonașul ăla a fost bine luat într-un fel, da, pentru că nu lipsești meciul de campionat. Eu spun care... că ți-arată că nu contează cupa atât de mult. Păi dacă nu contează, atunci e treaba lor. Dacă nu înțeleg ce înseamnă cupa asta. Uite, vezi, apropo de ce spunea și Pandi vis-a-vis de Rapid, nu poți tu, Rapid, să nu câștigi meciul cu CS Steaua. Acolo au fost două puncte. Cu două puncte aveai 7, erai calificat. Deci nu poți să te duci și să nu câștigi în Ghencea. Da, trebuie să câștigi acel joc. N-ai cum. Dar eu mai ales că știi că în ultima etapă joci cu CFR-ul. Și după aia nu știi dacă îi bați. Da, păi pe cine batem? Păi Steaua putem să-i batem? Tu faci punctele cu ăștia, normal. Hai să... E Cristi Balaj la telefon. Cristi, salut! Cristi, ne auzi? Da, vă aud, făceam semn la cea mică. Salut, Nea Cristi! Da, am înțeles. Bandi, ce faci, Nea Cristi? Pe cine mai aveți, că nu vă văd. Salutare, Vio, Cristi. Vio. Nea Vio, bravo, ce trupă serioasă. Toți oamenii serioși s-au adunat ca de să... Generația de aur. Să discute. Să te luăm pe ei la sunt generația de aur. Ei sunt generația de aur. Eu ți-am comentat. Toți ne-am adunat să te luăm pe tine la întrebări acum. Nu e o problemă. Nea Cristi, mulțumit!
Da, mulțumit. În condițiile date, aș putea spune că da. Cât timp am avut jucătorii pe care ne bazăm în campionat în teren, am arătat mult mai bine. Mă refer aici la Tasidis, la Dorela Veniu, Birligea, Cipri Deac, care sper să nu fi suferit accidentare gravă. N-ai informații? Nu am informații, nu am să vorbesc cu colegii. Ne-am speriat puțin, Cristi, când am văzut cum a căzut. M-am speriat pentru că l-a prins cu piciorul pe pământ și a căzut din spate, dar nu a fost. A fost un accident nefericit. Comparativ cu ce s-a întâmplat la Craiova, la intrarea lui Scriciu, aici jucătorul de la Rapid nu a avut nicio vină. A fost ceva întâmplător. Da, absolut, nu, n-a fost o chestie voită, în niciun caz nu discutăm de așa ceva. Că ai văzut că după aia și cerea scuze, nu știa cum să-și ceară mai repede. Da, nu scuze, Papo. Dar, ok, cât de mult contează cupa în contextul totuși a sezonului ăsta destul de complicat, Cristi, pentru voi? V-ați adunat târziu, știm toate, ați vândut mulți jucători, e toată nebunia asta. Cât de mare bază îți pui în cupă și vă puneți în cupă? Faptul că ne-am adunat târziu, că o parte din jucători, de fapt mulți jucători, nu au participat la pregătirea din vară, pentru că au venit ulterior, plus absența celor care au fost pe la loturile naționale, ne-a făcut ca să avem aceste greutăți, așa cum ați sesizat, doar că nu are nimic în comun cu ceea ce ne-am propus la început. Cupa e importantă din prisma faptului că îți dă posibilitatea să evoluezi, dacă nu câștigi campionatul, în Europa League. E o plasă de siguranță. Atunci, este un trofeu pe care orice echipă și-l dorește. E singura posibilitate, de altfel, în situația în care nu câștigi campionatul, evoluezi în Europa League. Exact. Exact. Vreți să ne ducem în conferință. Da. Jocul în sine te-a mulțumit astăzi și vorbește-mi un pic despre folosirea celui mai bun 11, pentru că evident lumea a speculat dacă o să folosiți cea mai bună echipă, pentru că vine meciul cu FCSB la sfârșitul săptămânii. Fiind un obiectiv Cupa României, era singura șansă prin care puteam să continuăm în această competiție. Adică nu mai aveam cum să reparăm în situația unui eșec. Și atunci era important să evoluăm cu cel mai bun 11. Sper că să avem jucătorii valizi. Se vor întoarce cu avionul în seara aceasta imediat după meci. Sper Cipri Deac să fie apt. Sper să revină Otele, care este accidentat. Sper Birligea, care am avut semne de întrebare și aveam emoții, cât va rezista dacă e sănătos în continuare. Și, bineînțeles, și celelalți jucători care lipsesc, pentru că și așa nu ne putem baza pe Aieti, nu ne putem baza pe Mania, da. Otele, așa cum v-am spus înainte. Am vorbit ieri cu Marius Bilașcu, întreba Pandi ce are Mane, am vorbit ieri cu Marius Bilașcu, înțeleg că a avut o afecțiune la ligament, la un colateral, nu? Și că tot are simțit durere. Da, ligamentul, de fapt, cred că este cel mai mare ligament când se află la nivelul în organism. Acolo a avut o întindere, ceva de genul acesta, a fost inflamată zona. Probabil că are un nerv care creează o sensibilitate, pentru că în momentul în care până acum suta puternic în minge centra, de exemplu, și trimitea mingea la distanță, aveau anumite dureri care erau greu de suportat. Da. Fulgerea aia, oar nu poate explica, că semna cu durerea de măsea în momentul în care bei rece. Da. Nivelul ăsta era și era insuportabil. A trecut o perioadă destul de lungă, cum am înțeles că și-a revenit și va începe să facă antrenamente cu echipa. Ok, mă întorc la formula pe care ați folosit-o. De ce? Pentru că voi, în momentul de față, expuneți echipa următoarei situații. Da? Aveți 3 meciuri foarte grele într-un interval de o săptămână. Vor duce jucătorii ăștia 3 meciuri într-un interval de o săptămână? Craiova, Rapid, dintre care 2 în deplasare, da? Craiova, Rapid și FCSB la sfârșitul săptămânii astea? Nu știm. Nu avem de să știm.
Avem emoții și nu avem de unde să știm. Da. Sunt oameni și ei, există oarecare uzură. Diferența între noi, comparativ cu alte echipe care sunt poziționate din punct de vedere geografic în mijlocul țării sau în sud, e diferită. Noi parcurgem mult mai mulți kilometri pentru că, fiind la Cluj, jucăm mare majoritatea meciurilor în sud. Da. Atunci e foarte complicat. Avem o povară din acest punct de vedere și în perioada de final a anului, atunci când premergător au fost foarte multe meciuri, foarte multe deplasări, acest lucru se simte. Am văzut că ați dat astăzi un comunicat în care îl asigurați pe Mandorlini de întreg sprijinul conducerii. Nu știu dacă am procedat bine cu acest comunicat, să spun sincer. De obicei, la CFR Cluj, pe vremea lui Iuliu Mureșan, când dădeați un asemenea comunicat, urma bagaj făcut și... Doar că mă cunoașteți. Nu. Mișcă-te un pic, că n-ai semnal, Cristi, te rog. Ies din casă, dacă... Da, te rog. Un moment, dacă aveți puțină răbdare. Acum te auzim bine, e ok. Voi mă cunoașteți pe mine și după ce închid, le povestiți telespectatorilor. Dacă spun ceva, încerc măcar să mă țin de cuvânt în măsura în care depinde de mine. Da. A depins și de mine, știam ceea ce spun. Nu știu dacă am procedat corect cu acest comunicat. Am discutat și cu finanțatorul clubului înainte să-l dăm. Doar că au apărut, inclusiv după ce a discutat și Bilă ieri, el a fost foarte clar, adică a arătat susținerea lui Mandorini, dar au fost anumite fraze care au putut să fie interpretate și presa a speculat acest lucru, mai ales când vorbeau de Adi Mutu, și atunci în acest context, având și meci important cu Rapidul și cu FCSB, era important să spunem și pentru antrenori și pentru jucători, că și jucătorii trebuie să știe că noi, conducerea, avem de gând să mergem în continuare cu Mandolini în acest moment. Ok, pe de altă parte, Cristi, comunicatul ăsta vine la puține zile după ce Neluțu Varga a spus că dacă, imediat după meciul cu Craiova, că dacă voi nu o să câștigați 4 meciuri consecutive, la pachet venind și jocul ăsta, da? Și citesc din Neluțu Varga, le transmit antrenorului Mandorlini și băieților că obiectivul este să câștige următoarele 4 meciuri, nu egaluri, nu mai vorbesc de înfrângeri, vreau 4 victorii în următoarele 4 meciuri, le-am fixat un bonus consistent. Bani pe care îi vor împărți cu toții, jucători și staff, în cazul în care vom obține 12 puncte. În cazul în care nu vom obține aceste puncte și nu vom avea 4 victorii, va fi revoluție la CFR Cluj. Dacă nu obținem 4 victorii, vă garantez că în iarnă 6-7 jucători vor pleca. Bineînțeles că mă întrebați și de Andreea Mandorini. În primul rând, jucătorii sunt cei vinovați, pentru că suntem în situația asta, abia după aceea antrenorul. Discuția este că primul meci nu l-ați câștigat din astea 4. Ok, v-ați calificat. Discuția e că sunt 5 meciuri. Hai să calculăm. Era Craiova, pe care nu l-am câștigat și concluzia a fost că am jucat foarte bine. A fost un rezultat care nu a reflectat realitatea. Nu, e urât să spun mincinos, e mult prea mult. Că, până la urmă, fotbalul îți dă ceea ce apare pe teren. Și dacă s-a înscris acel gol, în primul rând a fost vina noastră pe final de meci. Da. Deci e Craiova, e Rapidul. Deci primele două nu le-ați câștigat. E FCSB. Șepși și Ucluj. Sunt 5 meciuri. Da. Dar Neluțu Varga a vorbit de alea de campionat, 4. Probabil s-a referit la meciurile de campionat, da. Dar era importantă și calificarea în faza următoare a competiției, adică Cupa României e un obiectiv. Și era important să rămânem angrenați în acest obiectiv. Evident că era important. Nu ascund faptul că noi am discutat cu domnul Varga după meci și era mulțumit de joc, nu și de rezultat. Aha, după meciul cu Universitatea. Da, am jucat bine. Acum ce să spun, că până la urmă vin băieții și mă refer la cei care sunt pe teren, care participă activ la joc. Jucători, staff, fără să a da un nume. Ei vin și spun, domnule, asigurați-ne condiții egale de joc cu cei cu care ne luptăm. Da. Păi noi am jucat împotriva celor de la FCSB, au câștigat dintr-un penalti. Am jucat acum cu Craiova, a fost intrarea lui Screciu, în care oamenii de specialitate
în unanimitate au spus că l-a lovit, a fost o poliță parcă plătită din partea lui Screciu, l-a lovit în față pe Tațidis, uh-huh, și trebuia să primească cartonaș roșu. Cu Rapidul, când am jucat în Giulești, minutul 2 am primit acel penalti care toată presa și oamenii specialitate au spus că a fost greșit acordat. Am dat gol, asistentul a spus că e gol valabil și s-au chinuit să-l anuleze. La Iași, la 3-3, am dat gol valabil. Și atunci este greu ca să particip în asemenea situații când detaliile fac diferența la acest nivel. Da, eu ți-am mai spus și ți-am zis și în privat. Din punctul meu de vedere, a contesta VAR-ul mi se pare cam mult. Și o să o spun de fiecare dată. Din păcate, îl contestăm. Ok, știu. Adică mie mi se pare că... Știi de ce contestăm? Știu că omul pune punctul. Știu că omul... Din păcate, dacă am avea acel soft care există în Anglia, Italia, în Champions League, nu ar mai fi discuții. Pentru că nu e normal, regulamentul nu s-a schimbat. Cristi, și în Anglia sunt discuții cu tot softul ăla, da? Nu vorbesc la offside. O să se rezolve, vine legea Wenger și o să avem mai puține discuții, sper eu, din sezonul viitor ar fi. Să nu vină alte legi, să ne trezim că peste an se descoperă altceva, cum s-a întâmplat în trecut. Apropo de arbitraj, spunem, cum vezi suspendarea lui Coman? O singură etapă primește de suspendare. Eu zic că dacă cei de la comisie aveau probabil anumite argumente, mai mult decât cele care există, probabil dacă arbitru ar fi scris ceva, ar fi detailat în raportul de arbitraj, probabil că ar fi judecat diferit. Dar la arbitru i s-a părut absolut nimic anormal și nu i s-a părut anormal ca un jucător să-l folosească cuvinte injurioase la adresa lui și să rămână pe teren. Adică asta e normalitatea pentru el. Pe de altă parte, te întreb eu, Cristi, tu nu te faci de râs ca arbitru dacă un jucător te înjură, tu nu-i acorzi cartonaș roșu, dar treci în raport, dom'le, m-a înjurat ăla. Tu te faci de râs, că nu ai nu făcut... Nu poți să treci în raport, nu poți să treci, dar poți să treci în raport că mi-a lăsat impresia că a făcut tot ce depinde de el să primească al doilea cartonaș galben. Asta poți să treci. Ok, și dacă trecea chestia asta, cu ce schimba? Că Crețu anul trecut chiar a spus, după meciul de campionat, domne, am luat al doilea galben special că știam că stau în cupă. Și n-a pățit nimic. Atunci problema e la comisie în această situație. Deci dacă a și spus Crețu, atunci problema a fost... Crețu a spus-o cu subiect și predicat la flash interview de după meci. Domne, da, că mă preferam să stau în cupă decât să ratez meciul de campionat următor. Nu știu, există prietenii... Între? Sunt oameni din fotbal care au spus că președintele clubului lor e prieten cu cei de la federație. Aha. Nu eu spun, eu n-am nicio dovadă în acest sens. Ei spun, eu au spus. Da, am înțeles. Dar tu credeai că ar putea primi mai mult de o etapă de suspendare? Că ai crezut în sinea ta vreun moment că ar putea primi mai mult de o etapă? Aș fi fost plăcut surprins. Da, am înțeles. Ok, dar, Chris. Dar în altă ordine de idei, noi nu am făcut absolut niciun demers pentru că nu am fost parte implicată. Și opinia mea, chiar dacă sunt subiectiv și nu aș dori, cel mai mult mi-aș dori ca să joace Florinel Coman și noi să câștigăm cu Florinel Coman dacă suntem mai buni decât ei. Până la urmă, în teren trebuie să fie cei mai buni jucători și noi să avem o echipă care să câștige împotriva unor jucători foarte buni. Asta îmi doresc. Nu vreau să profit sau nu-mi doresc să profit în a câștiga un meci beneficiind de anumite minusuri pe care le are adversarul. Ai un mesaj și... Da, te cred. Da, e logic ce spui. Nu pot să nu remarc că l-avem pe Vlaviosul Gigi care ne-a explicat că Florel Coman nu a vrut și nu a dorit să ia al doilea cartonaș galben. Și fiind post, nu avem decât să-l credem. Ei, și Coman a zis că n-a vrut să ia al doilea galben. Păi, cu atât mai mult că a zis și Coman. Ai vreun mesaj pentru cei de la Steaua, de la CSEA Steaua, de mulțumire? La urmă și-au făcut datoria. Mă bucur că am fost inspirați să cedăm, să împrumutăm portarul Petrățulescu să...
evolueze la ei și consider că au mers mai departe în această competiție cele mai bune echipe. Chiar dacă Valoric și Rapidul este acolo în primele trei, să spun, era greu să faci un clasament, dar au mers două echipe care merită să meargă mai departe și Universitatea Cluj și CFR-ul. Mersi mult, Cristi, pentru intervenție. Salut, seară bună, felicitări încă o dată. Ne oprim pentru câteva clipe de publicitate, rămâneți cu noi. Ne-am întors, dragi prieteni, și continuăm să dezbatem și situația asta a CFR-ului, a lui Mandolini. Apropo, înțeleg că este o... poate apucăm până la sfârșit să vedem. Înțeleg că este un moment senzațional în conferința de presă a lui Mandolini, în care este anunțat că de fiecare dată când CFR Cluj dă un comunicat ăsta de liniștire, urmează să-ți faci bagajul și la care mă face și că mama mia, nu știa. E cam așa întotdeauna, când ți se asigură în continuare postul, de multe ori da, ți se pregătește ăsta, ceva. Comunicatul ăsta că e cam ca nu cam perete cu ce a spus Neluțu Varga, că Neluțu Varga anunța revoluție, știi? Adică a zis, și a amenințat pe toată lumea. Și a amenințat că el zice în prima parte ceva, dar după aia zice, dar nici staff-ul nu, să nu fie liniștiți nici aia din staff, știi? Dar mă gândesc că calificarea asta, nu? Așează un pic lucrurile? Până duminică. Crezi? Păi, sunt trei etape grele pentru CFR. Vi se pare riscant ce au făcut, jucând cu aceeași echipă, duminică, astăzi și duminică? Nu. Trebuia să joace, trebuia să se califice. Și au făcut-o. Ai timp să recuperezi, eu cred că. Și e destul de mult timp. E miercuri, zile, până duminică. Dar vin și după Craiova. La asta da, vin și după Craiova, într-adevăr. Bun, e dar... final de primă parte de campionat. Asta nu-mi dau seama. E decembrie deja. E clar că duminică trebuie să facă tot posibil să câștigi joc cu FCSB. Vezi că au meciuri grele. Deci joacă acasă cu FCSB-ul, se duc la Sepsi și vine Bucluj. Da. Un aspect important greu pentru CFR, care poate să le dea încredere, este jocul și astăzi, în prima repriză, cel puțin, au avut momente, chiar mi-a plăcut cum a jucat da. CFR-ul, plus jocul iarăși prestat împotriva Craiovei. La chiar a fost foarte deci, bun. Deci, n-am văzut de mult CFR-ul să joace așa. Da, cu okay. toate astea au pierdut, nu, dar... Nu numai că au pierdut, n-au dat niciun gol în două meciuri. Asta da. E o problemă. Da, astăzi zici că n-aveai nevoie, că probabil că astăzi aveai nevoie. Informații. Cu Craiova, au avut și ghinion. Au avut da. Două bare, da. Au taxi, avut ocazii. Deci nu, da, nu, ocazii deci, au fost multe ocazii. Da. Dar astăzi probabil că primeai informații, mă gândești. Știai ce se întâmplă la Alexandria cu Steaua? Steaua a marcat încă din prima repriză. A avut 3-0 la un moment dat. La un moment dat avea 3-0, adică tu deja știai cam cum trebuie să... Mi s-a părut că în prima repriză, când nu aveai certitudinea a ceea ce se întâmplă la Alexandria, parcă ai vrut să faci ceva cu CFR, după care mi s-a părut că ai gestionat situația ok. În același timp rămâne poziția lui Bergodi, pentru că tu ești Bergodi în momentul de față pe locul pe care ești în clasament, da? Ești pe poziția a patra în clasament, ai o oarecare distanță față de FCSB, deja grupul de trei, da? CFR tu ești în grupa, dar tu vii, adică a urcat și Craiova peste tine. Te-au încălecat, au trecut peste da. Tine. Da, a venit și Craiova peste tine. Tu deja, dacă vrei să faci ceva sezonul ăsta în care ți-ai propus multe, mă gândesc, că ai și investit, tu trebuie să te câștigi titlul din momentul de față. Păi au întors-o după aia, au zis că locul 1-3, nu? Așa au zis. Da. Titlul locul 1-3. Ei, acolo sunt încă în obiectiv. Adică cât e? 31 ei, 32, 32, ți se pare că 37, nu? Parcă. Vine voluntariu, trebuie să câștige neapărat echipă complicată. Vi se pare că, voluntariu. De exemplu, hai să luăm următorul scenariu. Tu nu te bazi la titlu, dar vei fi la locurile 3-4 acolo. Ai ratat cupa. Crezi că e mulțumitor? Credeți că nu începe presiunea din partea suporterilor? Da. Locul 1-3 a fost doar așa, ca să nu existe acea presiune. Dacă spuneai direct, nu vrem să câștigăm campionatul locul 1, deja
Era o problemă mare. Da, da. Dar 1-3 îți mai dă posibilitatea să te eschivezi, să, dacă îl termin pe 3, am spus că 1-3, despre 2 nu mai vorbim, 1 e ala grande. Da. Dar, evident că urcușul ăsta al Rapidului pare logic. Adică ai, acum 2 ani ai promovat, da? Anul trecut te ajungi în play-off, acum ai putea direct să-ți propui titlul? Sau e pasul firesc ăsta, 1-3, acum și de-abia la anul să... La anul 1-2. Tot mai 1-2-3 și să mai o marjă tot timpul, 1-2 și de-abia peste vreo 2-3 ani. Anul ăsta eu cred că ei ar fi vrut să știți titlul, nu? De-aia și-au pus și suta aia pe tricou, adică anul ăsta era. Da. Nu? Da. Sau măcar cupa. Că de asta mi se pare mie că ratezi. N-am prea vorbit de cupă niciodată, știi? Adică cupa n-a intrat în nicio... Anul trecut au zis că vor să vorbească și acum. Anul ăsta s-a vorbit decât de campionat. E un obiectiv care pentru a doua oară se ratează. Deci nu știu cum e la Rapid. Cupa e prioritate. Ce spuneam? Îți dă posibilitatea să nu cel mai repede să joci în cupele europene. Da, l-ai ratat. Da, ai ratat și ai ratat într-un... Adică tu jucând totuși din 3 meciuri, unul singur greu. Ai jucat cu Botoșani, ai jucat cu CSEA Steaua și ai jucat cu CFR Cluj. Da? Acolo la Steaua a fost toată treaba. De acolo, da. Nu te-ai dus cu echipa bună să bați, să faci 6 puncte și de acolo suferi. Bun, pe de altă parte, aflăm de suspendarea lui Coman. De o singură etapă, Vio. Tu ai fost... Nu a fost. Nu, te-a preluat toată lumea. Nu. Păi nu știu ce au preluat. Că mi-au pus vorbe în gură. Deci eu făceam o comparație cu acel caz al lui Sergio Ramos, când el, într-adevăr, a recunoscut că a vrut să ia intenționat acel cartonaș galben și UEFA s-a sesizat, a făcut o anchetă și l-a suspendat, că tot a vrut să stea suspendat Sergio Ramos. Total diferit față de acest caz. Ce treabă să aibă UEFA aici? Aici sunt alte comisii, nu are nicio treabă UEFA, deci nu sunt cretin. Dar mi s-au pus vorbe în gură și am văzut și eu că vreau la cere intervenția UEFA. Ce treaba am eu cu UEFA? Și cer eu intervenția UEFA? Zic și eu ieri. Ce treabă? Zic, băi, cum te-ai ajuns, mă, la UEFA? Zic, eu să cer intervenția UEFA? Mă interesează pe mine să cer intervenția UEFA? Să se ocupe cine trebuie să ocupe aici? Nu, e total diferit. Dar știi cum, că plac titlurile. Da. Cer intervenția UEFA. Parcă... Deci n-ai cum. Ok, până la urmă, dacă... Dacă îți permite regulamentul. Dacă Coman, la interviu, recunoștea că a luat al doilea galben, poate se întâmpla, poate nimic, că nu. Nimic. Dar până la urmă... Nu, problema este a lui Bârsan, că Bârsan eu am spus-o, eu am spus-o imediat după joc. Cea mai mare problemă este a arbitrului. El nici măcar mai gata. Putea să treacă injurile alea în raport. Pentru că tu din momentul în care treceai injurile alea în raport, ăia veneau și te întrebau... N-ai dat, mă, cartonașul roșu, ce faci? Păi exact. Adică? Ce ai făcut, mă? L-ai lăsat pe ăla să te înjure, să te spurce și tu nu ai zis nimic? Da. Nu ai reacționat? Nu ai dat roșu? Da, nu se putea întâmpla mai lucru. În același timp, credeți că trebuie totuși reglată situația asta? Separate competițiile odată? Da, păi eu sunt de acord cu tine. Da, tot să-i ajut să nu pierdă meciul de campionat. Am impresia că tuturor le convine situația asta. Normal. Da? Și ție, dacă ai fi conducător, ți-ar conveni, nu? Să ai plasa asta de siguranță, la un moment dat, să nu ratezi un meci important, cum e aici la Coman, da? Mai ales pentru momentul ăsta este foarte important, că dacă cumva pierde, toată lumea vine acolo și FCSB-ul pierde toate punctele alea pe care le avea la un moment dat, credeai că sunt de ajuns, da? Și uite că le tot pierde și mai spuneam eu, deja vin 3 echipe în spatele da, tău, da. Da? Ceea ce e o problemă. Dar dacă ai marja asta, vezi că... Da, văzând că CFR-ul a băgat prima echipă, credeți că FCSB-ul ar putea să se gândească mâine, ok, noi trebuie să facem egal. Hai să încercăm cu
o echipă cu foarte puțin titulari și vedem în funcție de asta ce facem. Ca noi să avem atu ăsta în fața CFR-ului. CFR-ul totuși are astăzi seară un meci foarte greu. S-a jucat pe ploaie, ai jucat împotriva Rapidului, ai vii după Craiova. E o mare încărcătură. Eu cred că FCSB va amenaja anumite elemente în perspectiva jocului de duminică, plus că se joacă joi. Au timp de recuperare mai puțin decât CFR-ul. Da. Deci FCSB cu gândul la campionat. Asta eu mi se cred pare că vor încerca să găsească un echilibru și să aibă mai multă prospețime prin anumiti jucători care vor fi odihniți la meciul cu CFR. Are FCSB rezerve suficient de bune încât să țină departe Craiova, să reușească să închidă un meci? Hai să luăm o echipă, hai să ne imaginăm, Pandi. Cu cine ar putea să joace? Hai să zicem Crețu, Haruț. Crețu, Haruț. Lisandru, probabil, sau Daua. Nu că unul dintre ei joacă, probabil că o să joace Daua acum, dacă a intrat în repriza a doua. Și în partea stângă? Că Ganea, am înțeles că nu mai vor, dar o să-l bagi, că n-ai ce să faci. Nu? Bun. Da. După aia Djokovic, clar. Eu cred că o să joace Djokovic cu CFR-ul. Păi bun, și nu-i oferi măcar, nu știu, 60 de minute, pentru că tu n-ai jucat. Djokovic a jucat puțin, da, în meciul ăsta cu Oțelul Galați. Nu-i dai un pic de ritm înaintea meciului cu CFR Cluj, îl bagi direct? Deși dacă l-a lăudat pe Lampard și a spus că a fost cel mai bun de pe teren, probabil că n-are cum echipa să înceapă la Cluj fără Lampard. Și să fie tot Lampard, șut, Olar. Djokovic, hai să zicem Djokovic. Mă gândesc. Poate chiar și închizător. Cine să joace închizător? Sau Alexandru închizător. Sau Alexandru închizător. Și păi, joci cu Daua și cu Haruț în apărare. Da. Daua, Haruț, Alexandru, Djokovic și încă unul dintre... Rotariu probabil că joacă. Probabil că da. Companio. Crezi că mai vedem pe Rotariu? Păi, dar acum n-ai ce să faci. Acum, dacă tot vrei să menajezi titularii, vorbesc. Dacă te duci cu prima echipă, atunci nu o să joace. Dar dacă vrei să menajezi, n-ai de unde. Tot la ei trebuie să ajungi. A, nu, Companio nu poate. Nu, stai, Miculescu, ce vorbesc? Vorbesc? Nu, dar vorbesc prostii. Companio nu poate că are clauza. Să joace Miculescu. Cine să joace vârf? Băluță? Păi, nu știu dacă e accidentat, nu? Băluță e accidentat, că... Octavian Popescu e accidentat. Dar înțeleg că o să-și revină Băluță până la... Bine, nu știu, probabil că îi dai 45 de minute. Eu știu ce, dacă vrei să-i... Asta mă gândesc, adică ai soluții? Nu prea ai mari soluții. Nu-mi dau seama, adică tot trebuie să bagi dintre titulari. Probabil. Vrând nevrând în situația dată, nu vii eu? Trebuie să găsești un echilibru. Ți-am spus cumva. Dar sunt convins că gândul lor a FCSB-ul este la meciul cu CFR. Logica așa ar fi. Logica pentru ei, campionatul e primordial. Din momentul de față, cred că finalul ăsta de ar fi păcat, că sunt acolo. Deci chiar sunt acolo. Dacă reușeau să câștige împotriva Galați, gândește că se duceau la 8 puncte. Bun, un avantaj considerabil, îți dă o anumită stare de liniște, joci mai degajat, altfel te duci.